Cred că la fel este de multe ori și în viața noastră. Când Dumnezeu alege să ne pună la încercare, nu ne pune la încercare ca să ne cunoască credința noastră. El deja o știe. Ne știe slăbiciunile, falimentele, cunoaște toate lucrurile acestea, punctele noastre tari, le știe Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne pune de multe ori la încercare ca noi să vedem unde suntem pe calea credinței, pe scara credinței. Și ca cei de lângă noi. Să vadă credința noastră. Când Dumnezeu ne pune la încercare, El dorește ca cei de lângă noi să vadă că noi suntem copii ai lui Dumnezeu, că noi nu reacționăm ca și alții.